чаша. Сейчас ведем тебе вайч. Сага, цапуцин. Дай самое, дай кому-то принспешти. Он может. Оп-оп-оп-оп. S-a încălcit aici, mama măsă. Cel mai mult îmi place la pește când se încălcește. Și la știucă când mănâncă. Hop, hop. Cum au zis în pescar, da, și la balenă când scuipă. Ok. Mi-am gândit să-i pun puțină pastură aici, că... Asta. Ok. Le bobe. Boabele sunt. Perfect. Deci avem 2 raci capturat de astăzi și 2 pești. Exact ca steaua cu Dinamo, 2 la 2. Așa. Începem să strângem ușor, ușor. Că nu mai ține. Asta ne dă afară. Program șmecher. 4 ore, 18 euro. Mai cumperi o cutiuță cu râme. 3 ore, pe o hali de 21. Și la ora 7, când te mănâncă țânțare mai bine, te dă afară. Vă dați seama, la ora 7 până și țânțare trag. Pălăria aia de șmecher. Eu mai arunc o dată la plut dacă mușcă, dacă nu, să mi-o ție sănătos. Ok. Așa, mă, tată. Fii și tu de la Barcelona, unde joacă Messi fotbal. Astăzi cu greu am prins 2 bucăți. Până pe la vreo 5 jumătate, deci de la 3 la 5 jumătate, 6, măcar adată nu a tras. Parcă stăteam fântână. Bă, astăzi mă duc cu mâna în buzunar, cumpăr de la care are gheață înăuntru, adică e congelat. Dar până la urmă, ambele la fund, bineînțeles. Deci o oglindă la aia și un caras la asta. Și dacă mai prind și unul la plută, plec din seara asta la știucă. Mănâncă și ea în seara asta. Aer curat, frumos. Asta mă relaxează cel mai mult. Și pescuitul nu este doar o adrenalină, este și un relax. Cel puțin pentru mine, eu mă relaxez foarte mult. Nu contează cât pește prind, contează că mă relaxez, mă simt bine. Și aer curat, după cum vedeți, înconjurat aici acest lac, numai de păduri, numai de verdeață. Hai mă, mai trage 10 bucăți și am plecat. Zău dacă nu mai stau până dimineață, plec acasă. Nu știu dacă vedeți acolo, dar fac un timelaps. Sper să fie ceva drăguț. Cred că nu bat bine cu piciorul, ce spuneți? Era pe stânga, pe dreapta, 2 pași înainte și 2 înapoi. Hai cu crapul, hai cu știuca cu țânțarul pe la noi. Are cam o jumătate de oră care nu mi-o mișcă. Ia să vedem ce zice. Up și așa. Mai punem puțină pastură sau cum se zice. Las aici. Ok. Așa încărcăm frumos, elegant, corespunzător. Boabe sunt.
Pac, pac și intrai asta. Știi cum e? Tragem două babe. Perfect. Așa ca de pe târgu Ocna. Ok. Cred că n-am dat pe cea aia, n-am să o privim puțin așa. Perfect. Așa, după care o încurăm puțin. Mai mișto de atât nu se pute. A zis că închide pentru el, noi mai rămânem aici. Ne-am învățat cu lacul și mai stăm. Noi mai stăm puțin. Adesso chiudo pure io. Strângem tot. După cum vedeți, și alții pleacă acasă, plecăm cu toții acasă, că aici s-a nodat, a făcut americana, puii mei ce a făcut. Aha, am găsit. Gata. Perfect. Perfect. Ok. Asta este un băz de feeder, așa că se desface în trei, o vârf de 1.5, tuc-tuc, tac-tac, clopoțelul tău. Perfect. Ecco, minivad! O mai rămas câteva boabe, câteva grăunțe. Să crească mari, să crească frumoși, exact ca la botez. Te lepezi de satana, mă lepă de satana, te lepezi de satana, mă lepă de satana. Bă, nu te crede de prima dată, popă, te întreabă de 3 ori dacă te lepezi de satana. Te-ai îndrăgostit, m-am îndrăgostit, te-ai îndrăgostit, m-am îndrăgostit, te-ai îndrăgostit Dumnezeu, m-am îndrăgostit. Ok, să punem aici că vine Domnul și are grijă, fiți cu minți, nu vă dați la mine. Așa, frumos. Corespunzător. Ionule, atențiune. Deci, așa frumos ca în fântână, da? Deci, asistat, ia, uite-l. Așa. Oho, ușor. Ușor, 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 ușor. Ușor, Ionule. Opa! Ecolo. S-a rupt tot. Și asta era a treia bucată. După cum vedeți, a rupt totul. Ionule, unde te duci, măi? Mâncați-aș suflet, salut-o! Pe tine te vreau! Fii cu minte că te dau la raci! Iha! Oh! Fii cu minte! Trebuie să te clătesc puțin! Dar ca să te clătesc cel mai bine, te pun aici, lângă frații tăi! Așa, perfect! Perfect. Adesso me ne vado. Ok, perfect. Strângem tot. Frumos. Pac. Închidem jucăria. Nu, la mijloc. La mijloc. Baracuda, să știți că sunt chiar super, super, super. Nu trebuie să stai mereu cu ochiul pe undiță, pe băț, că te anunță frumos, elegant, când trage. Așa, frumos. Ați văzut cum l-am luat așa din fântână, frumos. Up, în sus. Perfect, corespunzător. Ok, îl punem și pe ăsta aici. Ăsta când a văzut că am prins a treia bucată, a făcut spume. Haide brei, hai acasă, hai, hai. Și zic, hai cu mărioara că îmi plânge sărioara. Punem și ăsta aici, n-avea decât 5-7 bețe. Așa. Aici avem minciocul ăsta jmecher. Să știți că este foarte, foarte ok acest mincioc. Și își face treaba lui corespunzător.
Așa. Perfect. Desfiletăm. Ok. Strângem și acest bătușor frumos. Și am plecat în pâncă acasă. Așa. Perfect. Așa, ce a rămas din pastură, luăm frumos și dăm în apă, dăm să mănânce, să crească mare, frumos, și mai venim pe aici și îi vrem și mai frumos de atât. Așa, veniți aici să vedeți frumos, așa, uitați, gogolani. Așa frumos, luăm puțin apă. Așa se moară dușmane. Și acum scutem și capturul. Așa, frumos. Iha. Ia uitați. Oh, oh, oh. Vi arăt acasă. Mult mai ok, da? Așa. Le mai scot aici. Dar îi punem și pe ăștia. Ăștia pe-n bagaj. Avem sacoșă pentru ei.